Titlul mesajului din seara aceasta este Bogățiile Harului la marginea drumului. Bogățiile Harului la marginea drumului. Capitolul 10 din Evanghelia după Marcu aduce înaintea ochilor noștri mai multe tablouri. Îl avem pe tânărul bogat, care stă față în față cu Mântuitorul, îl întreabă ce ar mai trebui să facă pentru a moșteni viața veșnică și când Domnul îi răspunde ce ar trebui să facă și termină răspunsul cu această frază: apoi vino și urmează-mă. Tânărul acela întoarce spatele și pleacă în direcție opusă și Biblia spune, se duce trist, deprimat. Apoi, tabloul următor este în timp ce Domnul Iisus este pe drum înspre Ierusalim. Ultimele zile din viața Lui înainte de patimă. Versetul 32, ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim. Și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după El. Iisus a luat iarăși cuvântul și a început să vorbească despre lucrurile care aveau să îi se întâmple. Iată, a zis El, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor, care își vor bate joc de El. Îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa, îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Hotărât merge spre cruce. Ucenicii sunt îngroziți. Iisus este înaintea lor, ei sunt la ceva distanță în spatele Lui, merg după El și nu pricep nimic. Dintr-o dată, 2 dintre ucenicii, Ioan și Iacov, țâșnesc înainte. Se apropie de Domnul care era cu fața îndreptată spre cruce. Și spun, Mântuitorule, Învățătorule, vrem să ne promiți că ne vei da ceea ce îți cerem. Vrem un cec în alb. Și Domnul spune, ce voiți să vă fac? Ce anume vă doriți voi? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în slava ta. Ce vreți să vă fac? Am vrea să ne dai pozițiile cele mai influente când vei veni în împărăția ta. Domnul Iisus le explică ce se va întâmpla și cine va sta la dreapta și la stânga lui după decizia Tatălui. Și continuă să vorbească despre ceea ce îl așteaptă și despre planul lui Dumnezeu, mergând pe drum. Așa era rânduiala în vremea aceea, învățătorul mergea cu ucenicii și cu cei care îl însoțeau și în timp ce erau pe drum, răspundea la întrebări și dădea învățătură. Și în timp ce vorbește cu ei, ajung în cetatea Ierihon. La aproximativ 27-30 de kilometri de Ierusalim. Și aici, în Ierihon, se petrec câteva lucruri extraordinare. Unul dintre ele este relatat în versetele 46 la 52. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb ședea jos lângă drum și cerșea. Prima întrebare din seara aceasta este una de cultură generală în Noul Testament și mai precis în Evanghelii.
Prima întrebare din seara aceasta, vor mai fi câteva. Câți oameni sunt menționați cu numele în Evanghelie dintre cei care au fost vindecați? Dintre cei care au fost vindecați, câți oameni sunt menționați în Evanghelie cu numele? Vă rog să-mi spuneți. Câți sunt menționați cu numele? Tare. Care e acela? Bartimeu. Mai e vreunul menționat cu numele? Domnul Iisus a vindecat mulți oameni de felurite boli. Nici unul nu este menționat în Evanghelie cu numele. Oare de ce-i menționat Bartimeu? Duhul lui Dumnezeu, care l-a inspirat pe Marcu, a vrut să așeze ceva deosebit acolo. Au ajuns la Erihon, cetatea blestemată din vremea lui Iosua, vă aduceți aminte? Blestemată cetatea. A fost rezidită mai târziu cu prețul întâiului născut. Irod cel Mare a rezidit Erihonul nu pe vechea vatră a vechii cetăți, ci a rezidit în partea de sud, noul Erihon. Așa că în vremea Domnului Iisus, cetatea Erihon avea două părți. Vechiul Erihon, noul Erihon. De aceea, cei trei evangheliști sinoptici vorbesc despre faptul că atunci când ieșea din Erihon, sau unii spun când intra în Erihon, l-a întâlnit pe Bartimeu. Ieșea din vechiul Erihon și se apropia de noul Erihon. Și este prezentat acest personaj care realmente uimește prin ceea ce se întâmplă. Ce știm despre Bartimeu? Știm că este fiul lui Timeu. Cine o fi Timeu? Comentatorii Evangheliei după Marcu se împart în două. Unii spun despre Timeu, pornind de la faptul că ar fi un nume grecesc și ar însemna cel cu demnitate sau demnitarul. Și dacă se duc pe această interpretare, spun, Timeu a fost un demnitar care a trecut pe acolo, a avut o relație păcătoasă cu o femeie, a lăsat-o însărcinată și a plecat. Femeia a născut copilul acesta orb, n-a avut nicio șansă să-l crească și n-a avut resurse și copilul acesta a crescut orb și a ajuns cerșetor. Alți comentatori pornesc de la faptul că numele Timeu ar fi de origine aramaică și ar însemna cel necurat. Și interpretează faptul că Timeu ar fi fost un om destrăbălat, necurat în sensul ceremonial. Un om care a trăit în destrăbălare, în mizerie, călcând toată legea lui Dumnezeu, un om care și-a făcut praf viața, și-a făcut praf familia și din familia aceea făcută praf a rezultat copilul acesta, născut orb. Cu o suferință teribilă. Să n-ai vedere este un lucru teribil. Sunteți gata pentru câteva secunde de o mică experiență? Am să vă rog să facem o mică experiență. Vă rog tare mult să închideți ochii. Închide-i și ține-i închiși câteva secunde.
Și acum imaginează-ți că așa e firesul vieții tale, cum te duci de aici până acasă? Cum te duci de aici, pe care ușă ieși? Cum ajungi la tramvai, în parcare? Cum ajungi dacă mergi pe jos? Imaginează-ți că așa e firesul vieții tale. Vă rog să deschideți ochii. Mă vedeți? Ce har, așa-i? Copilul acesta n-a văzut niciodată. E cu o suferință teribilă. E sărac. Singura lui sursă de subzistență este cerșetoria. Să ceară milă de la oameni. Și e singur. E al nimănui. E jos lângă drum. E la marginea drumului. E la marginea societății. N-are nici viitor, n-are nici speranță. Mâine va fi tot orb și mâine va fi tot cerșetor. Și fiecare zi din viața lui adaugă la povara aceea. În întuneric, în sărăcie, în singurătate, a nimănui, la marginea drumului în praf. E incredibil că spre acesta se uită Dumnezeu. Din înălțimea cerului, Dumnezeu Tatăl se uită la el și Dumnezeu Fiul trece pe acolo. Un om care cere milă de la oameni. Știți cum e mila oamenilor? Cum e mila oamenilor? De la caz la caz, așa-i? Dar indiferent despre ce fel de caz vorbim, mila oamenilor este limitată. Mila oamenilor este limitată. Mila oamenilor este cu compasiune limitată și resurse limitate. Cei mai generoși care trec pe lângă el și au compasiune, ce fac? Duc mâna la pungă și scot? Ce dăm de obicei la cerșetori? Așa e că dai banul cel mai mic care l-ai în pungă? Ăsta e a cerșetorului, na! Imaginați-vă zi de zi să stea la mila oamenilor și să primească doar fărâmiturile lor ce nu le mai trebuie. În timp ce alții trec și unii probabil își bat joc de el. Omul acesta își înțelege, își cunoaște starea în care este. El știe că e acolo. El știe că astea sunt condițiile. Tot ce mai poate este să ceară milă de la oameni. Și într-o zi se întâmplă ceva ce nu și-ar fi imaginat niciodată. Versetul 47. El a auzit că trece Iisus din Nazaret. Evanghelistul Luca ne spune cum a auzit. Dacă întoarceți la Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetul 35, în continuare, relatează același incident. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce se întâmplă. A auzit agitație, animație. A auzit că trece un grup mare de oameni. Și întreabă și el, nevăzătorul, ce se întâmplă. Și cel care răspunde, cel care îi dă informație la întrebarea lui, spune, trece Iisus din Nazaret. Probabil că vă aduceți aminte că în urmă cu câțiva ani de zile,
Fratele Doru a ținut o predică despre Iisus din Nazaret. Vă aduceți aminte că în explicația din predica aceea a menționat faptul că Nazaretul este una dintre cele mai disprețuite localități din Galileea. Galileea este cea mai disprețuită regiune din țară. Și când Natanael aude de Iisus din Nazaret, întreabă, poate ieși ceva bun din Nazaret? Și când scrie Pilat, Iisus Nazarineanul, scrie în batjocură. Și dacă spui, trece Iisus din Nazaret, răspunsul pe care îl primește este unul de batjocură. Iisus din Nazaret trece. În mintea acestui om, în mintea lui Bartimeu, și inclinația mea este să cred că tatălui a fost un spurcat, un necurat. Un om care și-a bătut joc de viața lui și de familie. În mintea acestui om, fiul lui Timeu, încep să se facă niște legături. Mintea lui se luminează. Iisus din Nazaret are altă identitate. De aceea, înțelege oportunitatea, înțelege momentul pe care îl are în fața lui și strigă, Iisuse, ce urmează? Fiul lui David. Îl strigă pe Domnul Iisus în această rugăciune adresată lui Iisus Mesia. Fiul lui David este Mesia, promisul lui Dumnezeu care aduce răspunsul cerului pe pământ. Când toți ceilalți așteptau un Mesia să-i scape de romani, pentru Bartimeu. Pentru Bartimeu, Iisus, fiul lui David, este cel care îi poate rezolva problema lui. Este un Mesia personal. Este un Mesia la care se adresează și spune, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Până acum am cerut mila oamenilor. Până acum am primit mila oamenilor și sunt aici în praf la marginea drumului. Când cere milă fiului lui David, îi spune, Iisuse, fiul lui David, ai milă și schimbă starea mea. Schimbă direcția vieții mele. Schimbă ceea ce se întâmplă în viața mea. Ai milă de mine. Folosește oportunitatea pe care o are și este o oportunitate unică. Domnul Iisus a trecut de mai multe ori prin Ierihon în cei 3 ani de lucrare publică. S-a dus la Ierusalim de mai multe ori la sărbători. Aceasta însă este ultima călătorie a Domnului Iisus prin Ierihon. Niciodată Domnul Iisus nu va mai trece prin Ierihon. Pentru Bartimeu este ultima și singura ocazie. Niciodată. Și folosește acel prilej. Și îl folosește din toată inima. Când Iisus, fiul lui David, trece pe acolo, Bartimeu folosește ocazia și o folosește în rugăciune. Strigătul lui este o rugăciune. Mai târziu ne spune evanghelistul Luca, 2 s-au urcat la templu să se roage, un fariseu și un vameș. Fariseul stătea în picioare și spunea, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți și continuă cu meritele lui. Vameșul stătea undeva în spate, se lovea cu pumnii în piept, în disperare și striga, ai milă de mine, păcătosul. Femeia sirofeniciană care vine la Domnul Iisus spune, ai milă de mine. Când Bartimeu cere, în rugăciune cere mila lui Dumnezeu, frați și surori, mila lui Dumnezeu este nelimitată în dragoste și nelimitată în resurse. Mila lui Dumnezeu este nelimitată, aleluia! Și când strigă,
fiul lui David, ai milă de mine. Rugăciunea lui, oare este auzită sau nu e auzită? Ce se întâmplă însă, cei care erau înainte, în grupul dinaintea Domnului, ne spune evanghelistul Luca, l-au certat să tacă din gură. Deranjezi. Taci din gură, nimeni n-are vreme după tine. Ești aici nenorocit și orb și cerșetor și îți mai ridici și glasul, taci din gură. Un om a cărui rugăciune nu este oprită de obstacole. Vă rog să vă uitați. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Sunt oameni pe care piedicile îi descurajează. Ai început să te rogi și ai o piedică și ai un obstacol și ai ceva și te descurajezi. Pe omul acesta piedicile îl motivează și mai tare. Pentru omul acesta necazurile, greutățile, opreliște altora îi fac rugăciunea și mai fierbinte. El striga și mai tare. În ciuda tuturor blocajelor pe care le pun ceilalți, strigă și mai tare, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. E unica lui ocazie. Vă rog să vă uitați la versetul 49. Iisus, ce scrie în Biblia dumneavoastră? Iisus s-a oprit. Când spune Biblia Iisus s-a oprit, ne spune a doua persoană a Dumnezeirii. La rugăciunea unui om care e la marginea drumului, la marginea societății, la strigătul unui nenorocit, se oprește Dumnezeirea în loc. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Se oprește Hristos în loc. Frate și soră, la rugăciunea ta, la rugăciunea mea, se oprește cerul. Dar se oprește nu ca să nu bage în seamă, ci se oprește ca să asculte. Iisus a oprit. Și când s-a oprit Domnul Iisus, a spus, chemați-l. La rugăciunea lui se oprește Domnul și are parte de chemarea Domnului. Domnul spune, chemați-l. Este atât de profundă această combinație în rugăciunea lui și ceea ce spune Domnul, chemați-l. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră cu cea mai mare chemare cosmică. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. E chemarea lui Dumnezeu. Este o chemare la mântuire, este o chemare la lucrare, este o chemare la sfințire. Dumnezeu ne cheamă. Și când rugăciunea acestui om ajunge la inima lui Dumnezeu, se oprește Domnul Iisus și spune, chemați-l la mine. Și în clipa în care ți se adresează chemarea, responsabilitatea este pe umerii tăi și pe umerii mei. În momentul în care Dumnezeu face chemarea, responsabilitatea este de partea noastră. Cum răspundem chemării? Cineva a vorbit despre mântuire cu un cunoscut și cunoscutul i-a spus, dacă mă va chema Dumnezeu într-un mod special, probabil că mă voi pocăi și eu. Și cel care vorbea a spus, chemarea a fost făcută acum 2000 de ani. Problema nu este chemarea, problema este ascultarea. Când l-a chemat, i-au zis, îndrăznește, scoală-te că te cheamă. Îndrăznește și scoală-te de aici că te cheamă. Ce se întâmplă este incredibil. Orbul și-a aruncat haina. Acum, în limba română, haină poate însemna orice haină. În vremea aceea, haina despre care este vorba era un fel de manta
care sluja noaptea de acoperământ. Și în legea lui Moise spune, dacă ai luat zăloc de la cineva haina aceasta, la sfințitul soarelui ce să faci? Să o dai înapoi. De ce? Ca să aibă cu ce să se acopere. În momentul în care îl cheamă Domnul Iisus, este acolo și toată bogăția lui, este haina lui și cerșetoria lui. Astea sunt lucrurile care le are el. Când îl cheamă Domnul Iisus, sare în picioare dintr-o săritură, aruncă haina, lasă banii și se duce la Domnul Iisus. Tânărul bogat, când a primit din partea Domnului porunca, du-te și vinde tot ce ai, împarte la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi ia-ți crucea, vino și urmează-mă, spus, eu nu mă pot despărți de cele pământești. Bartimeu se desparte. N-are nimic. N-are decât mantaua și ce-a câștigat la cerșit în ziua aceea. Se duce înaintea Domnului Iisus și când ajunge înaintea Domnului, Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? Vă rog să vă imaginați fiul celui preanalt cu fiul celui spurcat. Doi fii. Cel care are toate bogățiile cerului cu cel care n-are nimic, stau de vorbă. Ideea aceasta este prinsă într-o cântare. Sunt străin și călător, n-am aici palate. Și continuă, eu nimic, el Dumnezeu. Dar tot ce avem e una. Vă rog să vă uitați la cei doi fii. Fiul lui Timeu și fiul lui Dumnezeu. Stau de vorbă și fiul lui Dumnezeu îl întreabă pe fiul lui Timeu, ce vrei să-ți fac? A doua întrebare la care vă rog să răspundeți în suflet, în gând. Ce ai vrea să-ți facă fiul lui Dumnezeu? Psalmistul spune, un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Care e lucrul acela pe care l-ai cere de la Domnul și îl cer fierbinte? Știți ce înseamnă fierbinte? Strig mai tare ca Bartimeu. Sunt atât de dornic, atât de hotărât să cer lucrul acesta, încât nu mă duc de la Domnul până nu-l primesc. Ce îi cere Domnului? Dacă te-ar întreba ce vrei să-ți fac? Ce îi cere? Fiul lui Zebedeu a spus, nouă dă-ne promovare. Noi am vrea să urcăm pe scară. Noi am vrea mai multă demnitate. Tânărul bogat ar fi spus, vreau să-mi administrez bine, să am succes în afaceri. Altul a spus, mi-am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Alții au spus, mi-am cumpărat 4 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Altul a spus, tocmai m-am căsătorit și de aceea nu pot veni. Și tot ce a spus Domnul, i-a spus, lasă-ne deocamdată în pace. Când l-a întrebat ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul. În Evanghelii, de câte ori mai apare cuvântul acesta rabuni? De câte ori mai apare cuvântul rabuni în Evanghelii? E a doua întrebare de cunoștințe generale din Evanghelii. Amin. Să vă binecuvânteze Domnul. Mai apare o singură dată. Știți cine spune? Maria Magdalena, din care Domnul a scos 7 duhuri necurate. Maria Magdalena, când l-a văzut, este un strigăt a unei relații personale.
s-ar traduce învățătorul meu, stăpânul meu. Când întreabă ce vrei să-ți fac, Bartimeu spune rabuni. Și este o formulă cu atâta dulceață și cu atâta căldură. De aceea spune Maria Magdalena la ușa mormântului, la groapă, în grădină, rabuni! Rabuni, îmi doresc un singur lucru. Nu mi-l poate da nimeni. Mi-l poți da tu. Să-mi capăt vederea. Schimbă starea mea. Nu mă lăsa să mă întorc de unde am mai chemat. Nu mă lăsa să mă întorc de unde am venit. Nu mă lăsa să continui acel fel de viață. Doamne, dă-mi vederea ca să-mi schimb viața și calea. Numai Tu poți să faci deosebirea între ce am fost și ceea ce pot deveni. Să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, du-te, ți-ai căpătat vederea? Asta spune Domnul Iisus. Ce răspunde Domnul? Credința ta te-a mântuit. Omul acesta a cerut prin credință doar vedere. Și Biblia spune că Dumnezeu ne dă mult mai mult decât știm noi cere sau gândi. Și are parte de bogățiile Harului la marginea drumului. Pentru că în Hristos Domnul sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. El are toată autoritatea în cer și pe pământ. Și de la El, spune Biblia, am primit har după har. Și Apostolul Pavel vorbește despre bogățiile Harului. Și primește bogățiile Harului acolo, un har care îi schimbă viața, îi schimbă inima și îi schimbă direcția. Pentru că îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Nu s-a mai întors să-și adune zdrențele. Nu s-a mai dus să-și adune mărunțișul. Din clipa aceea s-a dus pe drum după Iisus. Evanghelistul Luca subliniază că nu s-a dus așa cu mâinile în buzunar, ca unul care e curios acum să vadă și el mai departe, ci Luca spune, numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Este unul care merge după Iisus ca să-L slăvească pe Dumnezeu. Pentru că toată lucrarea Domnului Iisus este pentru slava lui Dumnezeu. Și când avem parte de lucrarea Lui, este pentru slava Lui Dumnezeu. Și se duce după Iisus în mijlocul poporului, dând slava Lui Dumnezeu și mărturia Lui este una care prinde poporul. Și spune Luca, tot norodul când a văzut cele întâmplate, a dat laudă Lui Dumnezeu. În cetatea blestemată. Acest om al nimănui la marginea drumului și la marginea societății, fără viitor, fără speranță. Stă față în față cu Fiul lui Dumnezeu. Stă față în față cu Cel care trece pentru ultima dată pe acolo. De câte ori a trecut pe lângă tine? De câte ori a trecut pe lângă tine? Și când a trecut pe lângă tine, ce ai răspuns? Bartimeu ar fi putut spune, o, da, dacă mi-aduc bine aminte, a trecut și acum 3 ani de zile de vreo 2-3 ori, a trecut și acum 2 ani de zile de vreo 2-3 ori, acum este primăvară, e doar sărbătoarea Paștelui, dar vor mai fi sărbători, mai trece. Stau să văd cum merg lucrurile și data viitoare mai văd cum merg lucrurile. Dacă ar fi gândit așa, ar fi rămas pentru totdeauna la marginea drumului, la marginea societății, în suferință, în sărăcie, în singurătate și apoi pentru veșnicie departe de Dumnezeu în iad.
La momentul acela, Bartimeu și-a înțeles starea. A înțeles condiția în care este. A înțeles oportunitatea. A bătut la poarta cerului și a primit mai mult decât a cerut. Un compozitor a citit întâmplarea aceasta și a compus o cântare. Cum se numește cântarea, frate Ovi? Trece Iisus pe aici. Știți cântarea? Vă rog să o căutați. Trece Iisus pe aici. Inspirat de acolo a spus, nu doar prin Ierihon, trece Iisus pe la Biserica Emanuel, trece Iisus pe lângă tine în casă, trece Iisus pe lângă tine în tabără, în mașină, pe un pat de spital, în bătrânețea și în singurătatea ta, în anii tinereții tale, trece Iisus pe aici. Și când trece, El spune, veniți la mine. El a venit din cer să caute să mântuiască pe cei pierduți. Pe mine m-a găsit la 18 ani. A trecut pe lângă mine. Când dacă n-ar fi trecut, acolo s-ar fi terminat totul pentru totdeauna și pentru veșnicie. A trecut pe lângă mine și mi-a schimbat viața, mi-a schimbat inima, mi-a schimbat direcția. Binecuvântat să fie Domnul! A trecut și pe lângă tine, așa-i? Îți aduci aminte de clipa când a trecut pe lângă tine? Îți aduci aminte de clipa aceea când i-ai răspuns Domnului? Îți aduci aminte? Dacă îți aduci aminte, arată-mi cu mână ridicată. Dacă îți aduci aminte, arată-mi cu mână ridicată. Mulțumesc tare mult! Mulți ați ridicat mâna. Dar alții n-ați ridicat-o. N-ai ridicat-o pentru că n-ai vrut? Sau pentru că știi că a trecut Iisus pe lângă tine și ai întors spatele? N-ai întors spatele unui om. Ai întors spatele lui singurul Dumnezeu adevărat și mântuitor. Singurul care are în El viața și nemurirea. Singurul care are iertarea păcatelor. Singurul care poate schimba viața ta aici și toată veșnicia. Trece Iisus pe aici. Vă invit să plecăm capetele. Trece așa de aproape. Așa de aproape încât spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. E atât de aproape încât bate la ușa inimii. E inima aceea în care se dau lupte spirituale. E inima aceea care e legată de lucrurile lumii acesteia. E inima aceea care dacă ar înceta să bată în seara aceasta, te duce pentru totdeauna departe de fața lui Dumnezeu. La inima aceea bate cel care a venit din gloria cerului să caute să mântuiască pe cei pierduți. E la ușa inimii tale. Te cheamă. Te cheamă să deschizi ușa. Te cheamă să înalți rugăciunea pocăinței. Să te uiți la păcatele tale și să te uiți la jertfa Lui. Să te uiți la mizerile tale și la gloria Lui. Să te uiți la iad și să te uiți la cer. Să te uiți la direcția în care merge lumea și la faptul că Dumnezeu ne mai dă un an cu sărbători. Intrare în Ierusalim, săptămâna patimilor, moartea și învierea Domnului. Dar în seara aceasta s-a oprit la ușa inimii tale. Ești aici sau acasă? Urmărești direct aici sau pe internet? Ce-i vei răspunde? Biserica Emanuel va înălța rugăciuni către Dumnezeu în clipa aceasta. Și vom striga, Doamne,
luminează adâncul inimii fiecăruia. Dă la o parte întunericul. Lumina care a dus-o în inima lui Bartimeu. Doamne, lumina aceea pe care o poate aduce Duhul Tău cel Sfânt, ca să înțelegem harul mântuirii, bogățiile harului, fă să lumineze în fiecare inimă nemântuită. Prin puterea pe care o ai de a rupe lanțurile robiei, te rugăm, dezleagă orice inimă. Prin puterea ta dumnezeiască de a naște din nou, te rugăm, dă credință mântuitoare. Acolo unde este luptă, unde este frământare, unde este zbucium, Doamne, te rugăm să vii cu pacea ta. Te rugăm să vii cu harul tău. Te rugăm să vii cu lumina ta. Și acolo unde este strigătul pocăinței, te rugăm, ascultă. Te rugăm, primește. Te rugăm, scrie nume în cartea vieții. Și acum stăm cu capetele plecate. Dacă ești aici, în sală, și ai înțeles că trece Iisus pe lângă tine, ai înțeles starea ta de păcat, ai înțeles că dacă te-ai duce departe de fața Lui pentru totdeauna, ai terminat în întunericul veșnic. Ai înțeles că a murit și pentru tine și te cheamă. Și în frământarea inimii tale ești gata să spui, Doamne, și eu te chem. Și eu strig, Doamne, ai milă și iartă-mă. Ai milă și mântuiește-mă. Și eu strig, Doamne, revarsă harul Tău peste mine. Dacă inima ta înalță această dorință, acest strigăt, din adâncul inimii către cer, către Domnul, atunci te mai rog ceva. Arată-mă și în afară printr-o mână ridicată. La balcon, dacă este cineva, dar v-am văzut aici jos, să vă binecuvinteze Domnul. Începem la balcon. La balcon, dacă este cineva, ridică mâna sus, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut și acolo, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, la balcon, dacă mai este cineva, ține mâna sus ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Jos în sală, dacă mai este cineva. Ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea și spune, aici este mâna mea, aici este inima mea, aici este strigătul meu. Da, v-am văzut pe dumneavoastră, să vă binecuvinteze Domnul. Ești acasă? Sau ești pe drum? Trece Iisus pe aici. Înalți o rugăciune acolo. Și în seara aceasta, dacă ați găsit cântarea, mulțumesc tare mult, frate Ovi, i-am luat prin surprindere, dar cântăreții Bisericii Emanuel sunt cei mai pocăiți cântăreți și Domnul să-i binecuvinteze. Haideți să cântăm împreună, trece Iisus pe aici, ne ridicăm cu toată biserica și cântăm împreună.